Bună tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să vorbim tot de dietă, Janina, și anume o să vă dau câteva sfaturi în ceea ce privește foame nervoasă și niște strategii pe care putem să le facem la orice vârstă, oriunde, în orice moment. Haideți să începem! În primul rând, trebuie să vă creați niște obstacole. Ce înseamnă asta? Înseamnă că când vă duceți la supermarket sau să faceți cumpărături, nu mai cumpărați acele produse care știți că vă fac rău. Dulciuri, ciocolate, merendele și toate chestiile astea. Sau, dacă sunteți nevoiți să le cumpărați, nevoiți, să spunem așa, pentru copii, pentru soț, pentru... Când le aveți în casă, nu le mai puneți la îndemâna voastră, pentru că astăzi cu limba română sunt varză. De fapt, nu astăzi, mereu. Inamicul. Inamicul numărul 1 al vostru sunteți voi. Da, băi băieți, asta este. Noi suntem inamicul numărul 1 al nostru personal. Noi avem un dușman, dușmanul nostru, bă, dușmanul meu sunt eu. Asta este. Pentru că noi reușim să ne păcălim și să ne facem rău. De aia vă spun, nu mai puneți la îndemâna voastră ciocolata și toate chestiile care vă fac rău. Băgați-le într-un dulap în spate, legați-le la pungă ca să vă creați un obstacol mental. Să nu mai aveți până mă duc să desfac punga aia, fac mai bine, mai mănânc, beau o cană de apă. Asta este obstacolul pe care trebuie să vi-l creați în mintea voastră. A doua strategie este aia de a vă crea un mantra. Mantra, nu știu dacă cum se spune în românește, dar este o zicala voastră, un tatăl nostru al vostru. Eu mănânc doar ceea ce am nevoie. Ceea ce corpul meu are nevoie. Deci, scrieți-vă fraza asta cu propoziția asta. Eu mănânc doar ceea ce am nevoie. Și repetați-o în continuu. Spuneți-o ca pe tatăl nostru. Într-una. O să vedeți cum mintea voastră, subconșul vostru, o să aibă fraza asta, propoziția asta în cap, în așa fel încât în momentul în care vrea să mănânce ceva, aia în subconșu, nu? În mintea noastră, înăuntru, acolo, în dedesubt, o scoate și vă blochează. Repetați de mii de ori, de câte ori puteți, de mii de ori pe zi fraza asta. Mănânc doar ceea ce am. A treia strategie, cred că v-am mai spus-o asta, este aia de a nu face altceva între timp ce mâncați. Asta de ce? Creierul nostru are nevoie de cam 15 minute pentru a-și da seama și a se simți sătul că mănâncă în momentul ăla. Dacă noi în momentul în care mâncăm ne și uităm la televizor sau ne uităm la telefon sau scriem mesaje, corpul nostru nu reușește, creierul nostru nu reușește să elaboreze datele pe care îi le dați, adică mâncarea și uitatul pe la televizor. Nu reușește, elaborează prima imaginile. Deci dacă tu nu-i dai imaginea mâncării, nu îi spui cu ochii că tu mănânci, el nu reușește să știe că tu mănânci. De aia avem foame nervoasă, pentru că creierul nostru nu știe că tu ai mâncat. Foamea nervoasă nu e dată numai de stările emoționale, de sensibilitatea noastră și de ceea ce ni se întâmplă în viață. Este dat și de faptul că nu îi acordăm timp mâncării în așa fel încât creierul nostru să știe că a mâncat, măi nene, și să fie sătul mai multe ore, nu așa puține ore. A patra strategie este aia de a ține un jurnal de alimentație, adică ce înseamnă? Pe telefon ne scriem în fiecare seară exact tot ceea ce am mâncat. Asta ne ajută în ce fel? Ne ajută tot la cerebelul nostru,
că în momentul în care noi am scris tot ceea ce am mâncat și citim, realizăm, băi nene, cât am băgat, băi nene, am avut eu nevoie de toată mâncarea asta astăzi, e necesar ca eu să bag atâta în mine, sau dacă mâncați ca lumea și mâncați sănătos și cu o cantități cât de cât normale, pentru că noi nu avem nevoie să mâncăm mai mult decât avem nevoie, să fim mândri de noi ce facem acolo. De aia e important să țineți un jurnal, pentru că așa creierul vostru își dă seama când, în momentul în care citiți, dacă greșiți sau nu. Și asta vă ajută foarte, foarte. A cincea strategie și ultima este aia de a-ți pune niște obiective. Obiective ce înseamnă? Nu 50 de kg într-o lună sau 20 sau 10 kg. Obiectivele nu trebuie să fie numere. Obiectivele trebuie să fie acțiuni. Adică, v-am spus de atâtea ori, sunt trei lucruri pe care puteți să le faceți la orice vârstă pentru sănătatea voastră și pentru a pierde kilograme. Prima este să eliminați zahărul alb și toate produsele care îl conțin. A doua este să nu mai puneți ulei în mâncare și să nu mai mâncați prăjit. Și al treilea lucru este să beți multă apă. Dacă voi vă puneți obiectivul, săptămâna asta eu nu mai pun gura pe zahăr, nu mai pun gura pe tot ceea ce conține zahăr, că nu ajungeți decât să elimini zahărul din zahărul normal. Trebuie să le elimini și produsele alea care au zahărul înăuntru. Pui așa, obiectivul de săptămâna asta este să elimini zahărul alb. Eu vreau să vă mai spun încă o chestie. Zahărul alb nu trebuie eliminat numai pentru cine trebuie să piardă greutate. Zahărul alb trebuie eliminat pentru oricine, indiferent de greutate, vârstă. Nu, zahărul alb este cancer, nu e bun. Nu trebuie folosit în nicio vârstă, în nicio greutate. Eliminați-l, propriu zis. Dacă voi reușiți într-o săptămână să vă faceți obiectivele astea, să vă puneți un obiectiv care este destul de simplu, la care poți să ajungi cu destul de multă simplitate, fără să te aolo ce fac. Încearcă să spui obiectivul ăsta, săptămâna asta elimin zahărul alb. Nu ai reușit, săptămâna viitoare pune-ți-l iar și tot așa până când o să reușești. Apoi elimină uleiul sau prăjeala, apoi săptămâna asta vreau să beau, bă, îmi scriu peste tot și trebuie să beau. Sper că am fost destul de clară ca întotdeauna, pentru că eu mă agit rău de tot când trebuie să vă spun lucrurile, pentru că vreau să vă fac să înțelegeți că este foarte simplu să fim mai sănătoși, să pierdem în greutate, nu avem nevoie de pastile, de creme, de minuni, de bani aruncați pe geam ca să fim sănătoși. Sper că video-ul v-a plăcut, nu uitați să dați un share la acest clipuleț, pentru că multe persoane nu cunosc de lucruri și trebuie să ajutăm oamenii, să ne ajutăm între noi. Dați un like, urmăriți-mă pe Instagram, Janina Italian Style. Cine vrea să fie urmărit de mine, sunt specializată în nutriție, în alimentație, nu numai de slăbit, dar și de îngrășat și în alimentație patologică. Cine vrea să fie urmărit de mine, găsiți în infobox e-mailul, Instagram și ne vedem la următorul video. Like!